Bun venit pe canalul nostru! Sunt Roxana și astăzi vom deschide un subiect extrem de actual și important, alergiile. Înainte de a începe, nu uita să ne dai un like și să distribui acest video dacă informațiile ți-au fost de ajutor. În acest episod vei afla ce sunt alergiile, care sunt cei mai comuni alergeni care le provoacă și care sunt simptomele asociate cu ele. Dacă te-ai întrebat vreodată de ce reacționează corpul tău într-un anumit mod la diverse substanțe, acest video este pentru tine. Haideți să descoperim împreună aceste aspecte. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este ce sunt alergiile. Alergiile sunt reacții ale sistemului imunitar la substanțe care, în mod normal, nu sunt dăunătoare pentru majoritatea oamenilor. Aceste substanțe, cunoscute sub numele de alergeni, pot fi inhalate, ingerate sau pot intra în contact cu pielea, declanșând răspunsuri variate. Sistemul imunitar al unei persoane alergice percepe aceste substanțe ca fiind o amenințare și ca răspuns produce anticorpi care declanșează simptomele alergice. Acum să discutăm despre cei mai comuni alergeni. Printre aceștia se numără polenul. Acesta vine de la plante și este unul dintre cei mai cunoscuți alergeni. Poate provoca rinită alergică, adesea cunoscută sub numele de febra fânului. Acarienii de praf. Acești microscopici organismi trăiesc în praf și pot provoca reacții alergice când sunt inhalați. Mucegaiurile. Sporii de mucegai pot fi de asemenea inhalate și pot declanșa alergii. Animalele de companie. Proteinele din piele, părul, saliva și chiar urina animalelor de companie pot deveni alergeni. Alimentele. Unele proteine din alimente, cum ar fi cele din arahide, fructe de mare sau ouă, pot provoca reacții severe. Latexul și anumite metale, cum ar fi nichelul, sunt și ele surse comune de alergeni. În continuare să vorbim despre factorii de risc. Anumite persoane sunt mai predispuse să dezvolte alergii. Acestea includ persoanele care au un istoric familiar de alergii, ceea ce poate indica o predispoziție genetică. Suferă de astm. Sunt copii, deoarece sistemul lor imunitar este încă în dezvoltare. Acum să trecem la simptome. Alergiile pot afecta diferite părți ale corpului și pot provoca o varietate de simptome, cum ar fi simptomele respiratorii, strănut, nas înfundat, tuse sau dificultăți de respirație, simptome la nivelul pielii, erupții cutanate, mâncărimi sau eczeme, simptome oculare, ochi roșii, lăcrimare sau mâncărimi ale ochilor, reacții gastrointestinale. În cazul alergiilor alimentare, simptomele pot include greață, vărsături sau diaree. Așadar, am acoperit ce sunt alergiile, cine este mai predispus să le dezvolte, care sunt cei mai comuni alergeni și simptomele acestora. În următorul episod vom explora cum se diagnostichează alergiile și cum le putem trata eficient. Nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru a nu pierde aceste informații esențiale și dă un like dacă acest videoclip ți-a fost de ajutor. Mulțumesc că ne-ai urmărit și să ne revedem curând cu mai multe informații utile!